Bună ziua tuturor, bine v-am regăsit, dragii mei prieteni, la o nouă etalare. Voi face oroscopul zilei de 26 aprilie pentru semnele de apă, rac, scorpion, pești. Voi începe cu zodia rac. Înainte de toate, vreau să vă reamintesc, fiind o etalare generală, să luați doar mesajele care vi se potrivesc și să vă înscrieți la canal dacă nu ați făcut-o până în acest moment, pentru că mi-ar face mare plăcere să fiți membri canalului meu și este gratuit apăsând clopoțelul. Haideți să vedem pentru zodia rac. Văd o femeie semn de aer, gemeni, balanță, vărsător, cu care veți intra în contact, poate cu o văduvă sau poate dumneavoastră veți fi această femeie independentă, vă veți ridica și veți fi foarte axată pe carieră și vă veți face dreptate sau veți face curățenie în jurul dumneavoastră cu acele persoane care o știu doar să ia, veți spune ceea ce vă place și ceea ce nu vă place. Și văd că aveți un simț umorului dezvoltat. Și poate veți intra în contact chiar cu o femeie zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător, care poate citește tarotul sau este o femeie foarte intuitivă, înțeleaptă și vă poate ajuta, vă poate da un sfat. Sau poate dumneavoastră veți fi această persoană intuitivă și vi se cere să reflectați în ce privește anumite decizii care doriți să le luați, să studiați mai bine și să chiar să vă păstrați secretele pentru dumneavoastră, dacă doriți să faceți ceva nou sau doriți să începeți ceva nou, să fiți mai secretoasă cu alte persoane din jurul dumneavoastră. Și lumea aici îmi spune că veți intra în contact cu mai multă lume sau veți intra în contact cu sau veți fi înconjurată de lume sau poate sunteți într-o călătorie, vă aflați într-o călătorie sau veți merge într-o călătorie, un drum și văd că poate intrați pe rețele de socializare și intrați în contact cu mai multă lume. Aici văd că veți reuși să rezolvați o situație. Veți fi foarte mândră de dumneavoastră aici. Și cred că văd că veți acționa în ce privește un nou proiect. Poate veți colabora cu o femeie mai deschisă la culoare, în blânduță, cu ochii verzi și văd o femeie brunețică cu care veți comunica, cu poate o persoană dragă vouă cu care veți intra în contact. Unii dintre voi văd că veți dori să începeți un nou proiect, poate unii dintre voi doriți să aduceți pe lume un copil și veți afla că sunteți însărcinate pentru acele persoane care își doresc acest lucru. Haideți să vedem. Da, văd că cineva e în ansie, se preocupă în ce privește cariera sau poate veți intra în contact cu o femeie mai în vârstă, bolnavă, văduvă. Haideți să vedem. Sau poate vă veți dori să vă faceți analize sau poate dumneavoastră lucrați în cadrul sănătății. Văd cineva care are o sănătate mai puțin bună. Și văd că trebuie să vă ascultați intuiția, să fiți înțeleaptă în ce privește judecata, în ce privește criticile. Văd că trebuie să judecați bine lucrurile și veți intra în contact cu o instituție și veți cere sfatul cuiva în ce privește o relație. Și aici lumea îmi spune că va veni o transformare, o schimbare pentru dumneavoastră cu preotul în partea asta. Haideți să vedem. Și văd că o femeie este în așteptare. Poate veți auzi că și cineva din lumea dumneavoastră, cineva a murit, a decedat. Și văd că se termină un ciclu în ce privește o situație sau o persoană din lumea dumneavoastră. Vă veți lua la revedere de la cineva. Și se cere să fiți prudenți sau să analizați bine, să reflectați în ce privește judecata, în ce privește o relație de cuplu. Văd că se termină ceva, un trecut îl veți lăsa la spate și unii dintre voi veți merge chiar într-o instituție și veți intra în legătură cu o femeie mai interiorizată, o femeie de cultură, poate o doctoriță sau o femeie inteligentă cui veți cere sfatul, să spunem așa, și această femeie vă va asculta și vă va da sfatul, este poate un profesionist. Și văd că aveți așteptări ca munca dumneavoastră să dea roade sau aveți așteptări să acționați în ce privește un proiect, un plan, dar văd că veți comunica și veți avea parte de succes și de abundență. Foarte multă creativitate și foarte multă comunicare. Haideți să vedem ce vă spune Arcanghelul Gabriel pentru zodia Rac.
Cifra 28, 19, 30, 31 poate are un rol important în viața noastră. Zodia Ras, Scorpion, Pești, noastră va trebui să veți avea persoane poate în fața noastră sau va trebui să dați un sfat cuiva sau să luați o hotărâre. Ghidare divină. Spune așa că cerul îți trimite răspunsul la rugăciunile tale și vei avea parte de ghidare divină în ceea ce îți dorești să faci, în ce privesc așteptările tale sau în ce privește proiectele, planurile tale. Da? Deci îți trimite răspunsul la rugăciunile tale, divinitatea. Dragii mei prieteni, vă îmbrățișez și eu vă aștept data viitoare. Vă doresc o zi cât mai plăcută. La revedere, sănătate, Doamne ajută! Voi trece la zodia Scorpion. Haideți să vedem pentru voi, dragii mei Scorpion, ce se va întâmpla în această zi. Dacă nu v-ați inscris la canal, vă recomand să o faceți. Apăsând clopoțelul este gratuit și mi-ar face foarte mare plăcere să fiți membrii canalului meu. Zodia Scorpion, pentru voi în această zi, ce se va întâmpla? Văd că stați în pat sau sunteți la pat sau aveți un disconfort fizic sau o suferință, o dezamăgire, o tristețe și temperanța aici vi se cere să aveți răbdare, să fiți în echilibru. Poate veți merge la un medic sau poate țineți un jurnal în ce privesc proiectele noastre sau ceea ce faceți dumneavoastră. Vi se cere răbdare și temperanța aici. Văd că vă veți vindeca și vi se cer să fiți echilibrați, moderați în deciziile noastre, în comunicările dumneavoastră. Și cavalerul de cumpe, văd că veți primi o invitație, veți face un drum sau va veni către cineva de la drum cu interese în ce vă privește, cu sentimente ce vă privește și vă va face plăcere acest lucru, vă va aduce foarte multă bucurie, entuziasm. Da? Aici văd și semne de apă, Scorpion, Pești, ca și dumneavoastră, zodia săgetător. Trei de spate, poate a fost un dezechilibru într-o comunicare, a fost o discuție cu cineva sau cu alte persoane din jurul dumneavoastră care v-a întristat un pic. Poate o discuție mai aprinsă și de aceea vi se cere să vă regăsiți echilibru, să vă regăsiți pacea interioară, să fiți moderați, să ascultați punctul de vedere al altor persoane pentru a aduce pace și vindecare. Și cavalerul de cupe, văd că veți da la spate aceste lucruri și veți vorbi sau veți face un drum unde vă face plăcere, unde e vorba de pasiunea noastră, unde vă aduce entuziasm, unde vă aduce zâmbetul pe buze, emoții plăcute. Și poate chiar și cineva vă va căuta cu bucurie, vă va duce bucurie. Haideți să vedem. Oricum, văd că sunteți mai presus decât alții și ați reușit sau veți trece prin, veți lăsa în urmă primejdia. Văd că veți visa, vă veți elibera dintr-o situație de tristețe. Vă veți vindeca din acea tristețe sau acel disconfort, dezamăgire. Haideți să vedem pe de ce a ieșit acest 3 de spade pentru zodia Scorpion. Dacă vrea să iasă, că nu știu de ce nu vrea să iasă. Ok. În ce privește o persoană mai tânără sau în ce privește un cuplu sau în ce privește dragostea dumneavoastră, sunteți tristă, sunteți poate singură și acest lucru vă întristează sau poate un cuplu mai tânăr v-a întristat sau în ce privește persoana iubită v-a rănit. Da? Și aici poate aveți dubii, îndoieli în ce privește o relație sau vă doriți o relație că sunteți singură, vă simțiți singură. Trebuie să faceți anumite alegeri. Poate există o relație de trio. Sau în ce privesc anumite alegeri, decizii cu o persoană în zodia săgetător, mai tânără decât dumneavoastră, poate v-a întristat, v-a rănit în ce privește anumite alegeri, decizii. Da, pentru o călătorie, pentru un drum sau de la drum sau trebuie să așteptați să plecați la un drum. Da, în ce privește un cuplu, să vă întâlniți cu un cuplu, să vă întâlniți cu o familie. Dar va fi vindecare, va fi o comunicare în ce privește un drum și văd că veți colabora cu o relație de cuplu și chiar văd căsătoria aici.
Și cifra 3, 10, 15, 6. Da, văd că veți intra în legătură cu un cuplu. Unii dintre voi, poate cineva vă va propune să vă căsătoriți, să formați un cuplu, da? În ce privește relația noastră de cuplu să treacă la o nouă etapă și acest lucru vă va aduce plăcere, vă va bucura și văd că veți intra în legătură cu comunitatea de care faceți parte, cu familia noastră de origine. Sau poate unul dintre voi trebuie să luați anumite decizii în ce privește și trebuie să mai așteptați în ce privește un drum, o călătorie cu zodia săgetător și la acel drum să vă întâlniți cu un cuplu și în ce privește comunitatea din care faceți parte dumneavoastră. Haideți să vedem. Văd că și e posibil și să vină în vizită la dumneavoastră un cuplu, da? Căsătorit sau în ce privește persoane dragi din familia noastră de origine sau dumneavoastră veți face un drum. Prosperitate. Vor veni prosperitatea și abundența mulțumită acțiunilor tale pozitive. Va veni în viața ta această prosperitate și abundență, da? Mulțumită acțiunile pozitive care tu le-ai făcut și încearcă să vezi lucrurile din altă perspectivă, să ai o viziune mai largă în ce privește viața și cu imagini și cu cuvinte de inspirație. Adică ai nevoie de mai multă inspirație, de mai multă creativitate și de mai multă comunicare. Dragii mei prieteni, vă îmbrățișez și eu vă aștept data viitoare. Vă doresc o zi cât mai plăcută. V-am pupat, Doamne ajută, la revedere, numai bine. Voi trece la Zodia Pești. Haideți să vedem pentru voi, dragii mei, pe Zodia Pești, ce va fi în această zi. Înainte de toate, dacă nu v-ați înscris la canal, vă recomand să o faceți apăsând pe clopoțel, veți primi notificări cu ceea ce voi distribui și mi-ar face foarte mare plăcere să fiți membrii canalului meu. Și este gratuit și vom rămâne în contact. Haideți să vedem pentru Zodia Pești ce va fi, ce se va întâmpla. Pentru voi, 8-ul de bețe. Văd că veți primi comunicări, veți face poate chiar, veți lua o decizie să plecați, să faceți o călătorie. Văd că vor veni evenimente neașteptate în viața noastră cu care va trebui să mențineți pasul, să luați decizii, să faceți anumite schimbări în ce vă privește viața noastră personală. Cinciul de spade, văd și un dezechilibru în ce privește o colaborare cu alte persoane sau în jurul dumneavoastră. Foarte multe vorbe, foarte mult stres, foarte multă dramă. Cineva nu se ține de cuvintele care le-a spus, cineva nu e prea respectos și văd șasele de monede. Văd că aici veți primi ajutorul sau veți oferi ajutorul dumneavoastră. Poate veți primi un sfat. Poate veți primi o sumă de bani, este un a da și un a primi. Poate unul dintre voi vă ocupați de comerț, poate unul dintre voi veți face cumpărături, poate unul dintre voi veți primi această sumă de bani. E vorba de generozitate aici, se va face generozitate, se va aduce un echilibru în viața dumneavoastră, pentru că văd că a lipsit da, aceste evenimente neașteptate care vor lua prin surprindere sau vă vor lua prin surprindere. Va trebui să țineți pas cu această furtună și foarte multe comunicări și chiar dezamăgire și dramă și vă veți da seama că o alegere nu a fost tocmai potrivită și trebuie să renunțați sau vă aflați într-un grup de oameni și vă veți da seama că acea alegere nu a fost potrivită și trebuie să vă îndepărtați de acele persoane care produc dramă în viața noastră și văd că veți reuși să ajungeți la un echilibru, să ajungeți la pace. Haideți să clarificăm acest 8 de bețe. Comunicări și chiar și cu persoana iubită, dacă au fost probleme, văd că veți primi vești. De ce acest 8 de bețe, zodia pești? Ok. 8 de vești, comunicări din partea unui copil sau din partea copiilor dumneavoastră sau va trebui să faceți drum, să vă întâlniți cu copiii sau pentru copii, să-i duceți la școală, să-i luați, nu știu. Va trebui să faceți drumuri sau comunicări cu aceste copii, să vorbiți cu acești copii sau anumite schimbări pot veni din partea unui copil sau din partea unor copii.
Și cinciul de spade, această dramă sau acest dezechilibru e în casa dumneavoastră sau pentru o casă sau dintr-o familie de origine, poate, neînțelegeri. Șase de monede. Ok. Șase de monede din falsitatea cuiva aici. Dar văd că sau poate dumneavoastră vă gândiți că o persoană este falsă. Șase de monede, văd că cineva este fals. În ce privește o sumă de bani sau în ce privește un sfat, să aveți totuși grijă, dar văd că va fi o transformare și vă veți hotărâ să plecați pe o nouă cale, pe un nou drum, să vă urmați calea, destinul, să mergeți mai departe. Haideți să vedem ce vă spune Arcanghelul Gabriel pentru voi, dragii mei, pești, pentru această zi de 26 aprilie. Zice naștere, o nouă viață sau un nou copil va veni în viața ta, o nouă idee sau o veste bună în ce privește un proiect stimulant, crește înăuntru tău și în jurul tău. Deci, cred că dumneavoastră dați naștere la o nouă viață, da? Va veni o transformare și va fi o nouă viață. Veți da acele persoane la spate, vă veți elimina de o dramă, de un dezechilibru, veți reuși să vă regăsiți calea și echilibru. Deci, ori va veni un nou copil în viața noastră, un nou copil, da, poate va veni un copil în viața noastră sau o nouă idee sau un proiect stimulant care crește în jurul tău și chiar înăuntru tău. Dragii mei prieteni, vei da naștere la ceva nou, da? Vei da naștere la ceva nou, la un nou proiect și va veni acele vești în ce te privește să... Dar fii atent la ce alegeri faci, în ce privește o casă, o instituție, nu știu. Ai grijă cu cine intri, cu cine colaborezi sau ce alegeri faci, pentru că e posibil să nu se țină de cuvânt acele persoane și văd o falsitate a cuiva. Deci încearcă să fie echilibrat în deciziile tale. Și, dragii mei prieteni, vă îmbrățișez și vă aștept data viitoare. Vă doresc o zi cât mai plăcută. V-am pupat, Doamne ajută! La revedere, sănătate!